La 5 decembrie 1985, Organizația Națiunilor Unite instituia Ziua Internațională a Voluntarilor, prilej pentru organizațiile și asociațiile de voluntari din lume de a-și face cunoscute acțiunile. La nivel național, aceste structuri sunt grupate în rețeaua națională a centrelor de voluntariat din România. În țara noastră, în 1997 apar primele centre de voluntariat prin programul FARE. Scopul acestora este de a promova și dezvolta voluntariatul în țara noastră prin unificarea și sporirea centrelor de voluntariat, de a mobiliza comunitatea în soluționarea problemelor acesteia. La nivelul orașului nostru, o serie întreagă de asociații și organizații sărbătoresc ziua de 5 decembrie cu satisfacții provenite de pe urma activităților susținute. Experiența a demonstrat că voluntarii de Cruce Roșie reprezintă o resursă importantă și unică de promovare a sănătății la nivel mondial. Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor voluntarilor Crucii Roșii Române, dar și cei ai altor organizații care acționează în beneficiul giurgiuvenilor și nu numai, să le transmit sărbători fericite, iar filiala de Cruce Roșie Giurgiu sărbătorește această zi importantă prin demararea acțiunii Toți suntem Moș Crăciun pentru copii necăjiți. După o campanie de 6 luni, am reușit să mobilizăm într-o singură zi peste 6.000 de giurgiuveni care au spus da pentru curățenie în județul Giurgiu și mai ales da pentru menținerea ei. Voluntariatul desfășurat în cadrul Asociației de Părinți ai Elevilor de la Școala Academician Marin Voiculescu din Giurgiu s-a concretizat în mai multe realizări ale noastre, și anume în îmbunătățirea bazei materiale a școlii, a dotărilor și premierea elevilor meritoși ai școlii și susținerea unor proiecte ecologice, proiecte de teatru, proiecte de sport, proiecte educaționale în general. Una dintre performanțele de subliniat ale Organizației de Cruce Roșie Giurgiuveană este atribuirea diplomei de recunoștință unuia dintre membrii pentru sprijinul acordat persoanelor afectate de căderile masive de zăpadă din perioada ianuarie-februarie 2012. George Uriașu, angajat al Inspectoratului Județean de Jandarm Giurgiu, este voluntarul Organizației de Cruce Roșie Giurgiu, stimulat de Crucea Roșie Națională.